Revenim în direct, suntem la Doctor Medica și de la această oră vorbim despre boala hemoroideală. Hemoroizii pot apărea la orice vârstă, în funcție de stilul de viață avut și de expunerea la factori de risc, despre care vom vorbi și noi acum. Alături de noi a sosit în studio domnul doctor George Pariza, medic primar, chirurgie generală, doctor în științe medicale. Bună seara, domnule doctor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Discutăm despre un subiect, cred că foarte frecvent, des întâlnit, exact. De multe ori minimalizat. Chiar. Exact, nu știu, da, minimalizat poate din pudoare, din jena de a povesti, de a merge la medic. Iată că avem ocazia în această seară să discutăm deschis, să dăm sfaturi, iar cei care au nevoie de dumneavoastră sper să sune, sper să le putem răspunde întrebărilor și neapărat să ajungă la medic să rezolve această problemă care se poate complica la un moment dat și este păcat să se întâmple așa. Ce sunt acești hemoroizi, domnule doctor? De ce apar? Să știți că ei sunt o structură anatomică, o structură existentă pe care cu toți o avem. Ei sunt o structură vasculară care se află în această zonă a canalului anal și care are rol în continență și are și are implicații funcționale. Deci nu este o boală pe care o căpătăm în timp, ci este o structură anatomică existentă care, sub influența unor factori de risc, factori favorizanți, despre care o să vorbim exact, se inflamează cumva. Duc la modificări locale, la inflamații, la creșterea lor în volum. Să știți că evoluția lor e foarte asemănătoare cu avaricelor la nivelul picioarelor. Mă gândeam și pe parte de orele la polip, dacă tu avem cu toții și doar în anumite situații aceea trebuie scos. Poate să crească, da, cam așa. Dar ei seamănă foarte mult și factorii de risc de multe ori sunt asemănători cu varicele. Și sunt niște vene local dilatate care odată crescute în dimensiune încep să dea complicații. Bun, deci iată, există legătură între varice și hemoroizi, deci cei care au varice pot avea și această sensibilitate a hemoroizilor și invers. Cu piciorul plat au legătură. Exact. E o structură conjunctivă mai laxă pe care pacienții de obicei o moștenesc genetic și unul din părinți a avut astfel de probleme și se asociază herniile cu piciorul plat, cu varicele și hemoroizi. Bun. Noi astăzi o să discutăm în detaliu despre boala hemoroidală sau despre hemoroizi, așa cum o știm cu toții. Ați spus încă din start că în funcție de anumiți factori de risc, eu ziceam și în funcție de stilul de viață avut, sunt factori predispozanți. Haideți să povestim despre ei și mai ales ce putem face în încercarea de a preveni, acolo unde putem face. Spuneați că se moștenește cumva, adică există această predispoziție, exact, o structură mai laxă a țesutului conjunctiv. Și țesutul conjunctiv, să înțelegem, e un fel de structură de rezistență a organismului nostru. Sunt persoane, nu le spun pacienți, sunt persoane la care acest conjunctiv este mai slab din naștere, este moștenit. Și atunci, deci așa la s-a ei, născut exact, așa respectivă. S-a născut. Și atunci la ei pot apărea mult mai frecvent la pacienții tineri, apar astfel de probleme. Și dacă stai de vorbă cu ei, o să vezi că și în familie au avut un tatăl sau mama sau mătuși pe una din liniile familiei, există predispoziție către așa ceva. Cu predispoziția nu prea poți lupta, n-ai ce să faci. Cu predispoziția nu, însă există factori favorizanți care țin, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, de ce pot fi evitați stilul nostru de viață, care pot fi evitați și care pot întârzia evoluția afecțiunii. Apariția ei, adică știi că ai această sensibilitate, cu atât mai mult ar trebui să te ferești de ce o să povestiți acum dumneavoastră. Exact. Și noi toți suntem atenți. Să știți că nu este foarte, foarte greu. Până la urmă ar trebui să ne cunoaștem fiecare organismul și să ținem cont
de ceea ce ne face bine și ceea ce nu ne face bine. Principalul factor și cel mai important, de altfel, în patologia anorectală, nu numai legat de hemoroizi, dar și de alte afecțiuni, să zic că unul din cele mai frecvente cauze este constipația. Este un lucru pe care îl trecem cu vederea de multe ori, cel puțin la 20 de ani nu prea ne preocupă treaba asta, deși avem, să zicem, un teren cu tendință la constipație, dar care undeva, să zicem, după 50 de ani începe să devină manifest. Problemele astea nu apar de pe o zi pe alta. De multe ori lumea se gândește că am hemoroizi, da? A avut o criză hemoroidală, a folosit niște unguente, a folosit o medicație specifică care a liniștit-o. Asta nu înseamnă că ei au dispărut, ei există. Cauza ei sunt acolo. Exact, ei sunt acolo. Am acționat asupra simptomului exact. Și pentru o perioadă de timp se vor simți bine, am scăpat de ei. Dar nu sunt rezolvate. Nu sunt rezolvate. Ei există acolo și în momentul în care se va repeta succesiunea de factori vor inflama din nou. Exact. Da. Cu fiecare episod inflamator și fiecare criză prin care pacientul trece, stadiul lor crește. Deci o să ne fie din ce în ce mai rău. Ne va fi din ce în ce mai rău. Exact. Crizele se vor îndesi, vor apărea poate chiar și în condiții mult mai simple față de excesele din antecedente. Și aici avem episoadele de constipație și aici fiecare persoană și cam cunoaște organismul, știe ce alimente îl constipă, de obicei asocierile de carne cu brânzeturi, o dietă săracă în fibre. Toate astea duc la agravarea constipației și la apariția crizelor hemoroidale. Asocierea de alimente picante, la fel, alimentele picante conțin niște esteri care nu se digeră. Cum îi înghițim, așa se elimină. Și atunci ceea ce poate irita mucoasa bucală irită și zona hemoroidală, care evident este acoperită de o mucoasă care va suferi în condițiile în care este constant bombardată cu aceste alimente. Alcoolul, la fel, alcoolul are un efect vasodilatator, hemoroizii fiind niște vase și ele vor reacționa corespunzător. Și atunci o asociere de alimente picante cu alcool, cu un episod de constipație, criza este ca și gata. Da, mă gândeam, pentru cei care stau foarte mult pe scaun, există acest risc? Da, există și sedentarismul, este unul din factorii de risc, de asemenea obezitatea, există o condiție specială, respectiv perioada sarcinii. La asta mă gândeam și chiar și în perioada sarcinii, dar mai ales după ce femeia a născut, atunci când naște, pe căi naturale, nu există acest risc? Să știți că boala hemoroidală la gravidă este un status special. Da. Putem să ne ocupăm de această afecțiune la gravidele la care, să zicem, hemoroizii au preexistat. Pacientele care au avut crize hemoroidale, care au avut probleme înainte de sarcină, atunci se pune problema ca după sarcină afecțiunea, în funcție de stadiul în care este, să fie cumva rezolvat. Chirurgical sau prin metode terapeutice diverse, o să ajungem și la ele, exact. Se pune problema. Crizele hemoroidale care apar exclusiv în perioada sarcinii trebuie tratate punctual și ulterior evaluat dacă este cazul să se facă ceva sau nu. Pentru că perioada sarcinii este o perioadă specială în care presiunea pelvină generată fătul de crește, prezența plătului și atunci apasă și apasă mai pe venele pelvine și atunci apar aceste manifestări hemoroidale care sunt în general tranzitorii pe perioada sarcinii. De adevăr, sunt neplăcute și în momentul în care... Da, dar poate că n-ar strica un sfat pentru femeia ce știe că are probleme cu hemoroizii, dorește să devină mămică, poate că înainte de a rămâne însărcinată ar fi bine să rezolve problema hemoroizilor. Poate ajuta să rezolve problema dacă într-adevăr ea este supărătoare, pentru poate fi rezolvată. Pentru că altfel în timpul sarcinii mai exact, greu. Exact, exact. Sau postpartum, când trebuie să ai grijă de copil. Exact, mai femeia alăptează și exact, e mai greu. Exact, o criză hemoroidală este ceea ce N-ar trebui să se întâmple. Avem deja un telefon. Bună seara, domnul Marius din Cluj, am înțeles bine. Bună seara, sunteți alături de noi, vă ascultăm.
Să rămână. Bună seara, domnul doctor. Bună seara. Ce facem în cazul în care, deci, am avut fisură de un centimetru, s-a desfăcut operația de fisură, sfinterotomie, desecționat sfinterul, deci în cazul că mă fac pe mine. Deci înainte nu trebuia Pampers după operație între Pampers. Am înțeles. Da. Deci se poate repara incontinența. Teoretic se poate. Acum, orice caz trebuie analizat punctual și evident necesită un consult. De principiu și teoretic, o astfel de incontinență apărută post-intervențional se poate corecta printr-o sutură, printr-o refacere a sfincterului anal. Însă sunt multe variabile care trebuie luate în considerare și necesită un consult de specialitate și văzut cazul punctual. Beau multă apă să trăiesc dimineața ca să pot să fac, să nu mă fac pe mine, deci în cursul zilei, și beau cam de la două când de 300 de mililitri după fiecare masă. Da. Și, nu știu, îmi curge fundul a bușuri și mă scăp în pantalon, deci e problemă cu sfincterotomia. Am înțeles. Mulțumim pentru telefon. Ați auzit recomandarea domnului doctor, trebuie musai venit la un consult, că este greu așa să știți că stabilească patologia perianală, mai ales cea post-intervențională sau post-chirurgicală, se pot face anumite lucruri, însă lucrurile trebuie tratate punctual în funcție de caz. Deci neapărat trebuie să meargă la medic, lucrurile se pot rezolva, nu mai amânați vizita la medic și sper din tot sufletul să reușiți să rezolvați această problemă, da, care este extrem de sensibilă. Bine, dânsul vorbea de fisură anală, noi vorbim de hemoroizi. Face parte din patologia anorectală. Fie să știți că de obicei se asociază și fisurile. Cei care au hemoroizi au și fisură anală. Facă și fisuri și fac destul de frecvent. Am înțeles. Da. Bun, revenind la ceea ce povesteam legat de hemoroizi, de factorii predispozanți, iată, ne ferim de mâncarea condimentată, bine ar fi să nu apară constipația, să nu fim sedentari, să nu avem kilograme în plus, atenție, femeia când rămâne însărcinată, pentru că aceștia ar fi factorii de risc. Aceștia ar fi factorii, în mare, factorii pe care îi putem și controla noi ca persoane. În general, cât timp nu avem probleme și de multe ori simptomatologia apare destul de târziu. Urma să vă întreb acum, domnule doctor, dar cum se manifestă hemoroizii? Prima lor manifestare este sângerarea nedureroasă. Încep să apară în momentul scaunului câteva picături de sânge roșu, lucru care întotdeauna observă cel care are hemoroizi, acel sânge în scaun, de cât de mare este sângerarea. Sau cât de mare este sângerarea, exact, dacă ea atrage atenția. Uneori poate trece neobservat. Sângerarea hemoroidală este însă vizibilă dacă o căutăm, nu este o sângerare ocultă, cum este sângerarea, de exemplu, din cancerele digestive, când nu se evidențiază sângele, pierderea este minimă. Și aici se și face diagnosticul diferențial, de asta, ca primă manifestare, sângerarea nedureroasă, practic, indiferent de vârstă, trebuie sancționată cu o colonoscopie. Avem leac pentru hemoroizi, știm ce avem de făcut, dar putem să facem un prim, exact, ceva mai grav, să nu existe ceva mult mai grav mai sus de zona canalului anal. Și atunci, chiar dacă avem o confirmare a acestei sângerări în urma consultului, chiar dacă există o confirmare și se vede, sunt stigmate de sângerare locală, întotdeauna vom controla și restul colonului ca să ne asigurăm că nu totul există, este în regulă. Exact. Poate să fie concomitentă. Exact. Și noi să considerăm acea sângerare de la hemoroizi și să-i tratăm și după câteva luni să ne trezim cancerul. Că era și ceva, exact, altceva mai grav, respectiv cancer. Acum să știți că traseul pacienților către cabinetul de proctologie nu este unul simplu.
De obicei, cum spuneam încă de la începutul emisiunii, ai exact, în momentul gen, care pacientul emoție, a intrat pe ușă, teamă. Este clar că are o suferință care... Nu l-a mai lăsat să stea acasă. Însă am constatat, discutând cu pacienții, că prima lor tendință este de a se așeza în fața calculatorului. După aia vorbesc și cu o vecină sau un prieten care a mai avut probleme similare, mai trec pe la farmacistă și în final ajung la noi. Însă așezându-se în fața calculatorului se sperie. Și în momentul în care văd ce poate să fie datorită secundar sângerărilor, exact, imediat vin panicați. Ceea ce este foarte bine, pentru că în felul ăsta putem face diagnosticul diferențial. Și povestim imediat, domnule doctor. Vreau să mai spunem că hemoroizii pot fi interni, adică da, e anatomic, într-adevăr. Anatomic au extern. Două zone, exact. Canalul anal e o structură complexă. Acolo există două sfinctere, unul voluntar, unul involuntar, și există această structură vasculară, respectiv hemoroizii despre care vorbim, și care are rol în etanșeizarea canalului anal. În momentul repausului, noi în repaus avem un sfincter hiperton. El are un tonus de repaus care menține închis canalul anal, astfel încât să nu existe probleme de continență. Etanșizarea se face pe aceste plexuri hemoroidale și ele sunt poziționate intern și extern raportați la structurile anatomice locale. Există un plex hemoroidal, deci aceste dilatații sunt practic, e o rețea de vene care din loc în loc are niște pernuțe, să le spunem. Aceștia sunt de fapt hemoroizi. Există un astfel de plex și intern, undeva la 2 cm în interiorul canalului anal, și există și perianal la exterior. Problemele cele mai dureroase, mari și cele mai dureroase sunt exterior, generate nu? De cei interni. A, cei interni? Cei interni. Mă gândeam exact. Că cei exterior că rămân cei cumva exterior de obicei scoși. Când au... Nu, de cei externi în general nici nu ne atingem. Da? Cei externi devin manifesti în momentul în care cei interni au crescut și au devenit manifesti. Prin presiunea sângelui care se află în aceste plexuri hemoroidale, aceste plexuri comunică între ele. Da? Ele sunt o rețea. În momentul în care avem presiune în plexul intern, atunci această presiune se răsfrânge și asupra celor externi și apar trombozele hemoroidale. Un pacient care are o tromboză hemoroidală externă, adică o umflătură în afară acolo, care doare câteva zile, are o culoare albăstruie, ăsta este semn că deja hemoroizii interni au probleme. Deci este un semn indirect cumva. Că n-ar trebui să mai stăm să așteptăm prea mult. Exact, exact. Iar tratamentele în general și cele cu viză chirurgicală se adresează hemoroizilor interni. Da. Până să discutăm legat de tratament, aș vrea să povestim cam ce fac respectivii până ajung la medic. Sunt tot felul de lucruri, tot felul de creme, băile acelea de șezut, la călduțe, exact, exact. Adică încearcă să rezolve cumva singuri și să n-ajungă la medic. Să știți că ele sunt eficiente, într-adevăr, și există... Ajută, da? Frecvența patologiei se reflectă cumva și în diversitatea opțiunilor de tratament medical. Există o grămadă de creme, de pastile, de unguente și alte medicamente. Cam toate au ca viză episodul acut. Niciunul adică din ele atunci... nu va duce la dispariția sau la normalizarea acestor plexuri hemoroidale. Toate vor ajuta la depășirea episodului acut inflamator, când apar tromboze locale, când apare un prolaps și avem foarte multă inflamație și edem local. Toate aceste medicamente ajută în depășirea acestor probleme. Evident că o sângerare hemoroidală și ceva durere locală după, să zicem, un eveniment culinar care a declanșat o criză, utilizarea acestor supozitoare sau alcool. Exact. Utilizarea supozitoarelor, a unguentelor, a pastilelor pentru cu viză asupra hemoroizilor vor fi eficiente și vor liniști acel episod. Însă nu vor duce la micșorarea sau la dispariția lor.
Deci asta trebuie să reținem, că nu exact. Facem decât să amânăm. Și poate că acele creme, băile de șezut, călduțe, sunt eficiente când boala e în stadiu de început? Să știți că noi le recomandăm chiar și postoperator. Postoperator, exact. Deci ajută. Ele ajută local. Însă, ce vreau eu să subliniez este importanța totuși a unui consult, chiar dacă am depășit momentul. Chiar dacă a fost o criză, a fost o sângerare, s-a liniștit, am trecut de ea, nu trebuie neglijat totuși un consult. Pentru că și hemoroizica, orice afecțiune în general, cu cât este luată mai din timp, cu atât resursele sunt mai generoase. Și trauma pe care pacientul o are în urma unei intervenții poate fi mai mică. Ceea ce este important exact. Că ne-ați spus, o să discutăm imediat. Mai avem un telefon. Înțeleg că doamna Aurelia dorește să intre în legătură telefonică directă. Bună seara, sunteți alături de noi. Mulțumim! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Aș vrea să-l întreb pe domnul doctor că eu am făcut colonoscopie. Și mi-a zis că am verticul pe colon. Da, diverticuloza colonică. Mi-a dat un tratament, dar... Ok. Dar ce vârstă aveți? 67 de ani. Mulți înainte, doamnă. Să fiți sănătoasă, doamnă. Diverticuloza, da, diverticuloza colonică e un status, să zicem, anatomic al colonului. Se formează niște diverticuli, niște adâncituri la nivelul colonului, care pot deveni și ele la un moment dat manifeste în funcție tot așa de tranzit și de problemele astea legate de alternanță, constipație, diaree. Ei nu sunt la fel o boală în sine, puteți trăi cu ei fără nicio problemă, totul e să preveniți constipația. De regulă se mai administrează un tratament antibiotic pentru o perioadă de 10 zile la 2 luni, dar principal este să preveniți constipația ca să nu vă facă probleme pe termen lung. Nu sunt niște leziuni care să se transforme în cancer sau să vă sperie. Într-adevăr, se pot inflama, dacă se inflamează pot genera abcese, dar important este să nu ajungeți acolo. Mulțumim pentru telefon, sănătate multă vă dorim și să vă fie bine și mulțumim că ne urmăriți, vă așteptăm și altă dată. Revenind la ceea ce povesteam, deci iată, am vorbit legat de manifestări, acea sângerare și sângele este roșu specific da, hemoroizilor, roșu proaspăt, deci roșu exact. Proaspăt, durerea, bineînțeles, sunt... Mâncărimile, pruritul local. Așa este că o de manifestare specifică hemoroizilor și de multe ori pacienții vin și acuză doar această manifestare. Domnul doctor, mâncărimea. Există mâncărimi, da, am mâncărimi local. Aici trebuie făcut diagnostic diferențial, evident, cu parazitoze, cu fisura anală, care la fel se poate manifesta cu prurit, cu leziuni dermatologice, pentru că și astea pot evolua cu prurit local, dar este una din principalele manifestări ale bolii hemoroidale. După sângerare, pruritul, durerea apare în episoadele acute, însă pruritul poate exista și între aceste episoade. Niște hemoroizi netratați la timp, cu ce se pot complica? Adică unde putem ajunge? Cea mai gravă manifestare a lor este prolapsul hemoroidal strangulat. Este un moment în care volumul foarte mare al hemoroizilor interni nu mai permite reîntoarcerea lor în canalul anal după scaun sau după un efort, să zicem, la care, în urma căruia a apărut acest prolaps, și atunci ei se trombozează, se umflă, este o complicație foarte dureroasă, e o complicație care generează o suferință foarte mare. Și a spus strangulat, și adică ei nici nu mai pot reveni, nu se mai rămân pot acolo rămân blocați acolo, și cred că este foarte dureros. Poate să apară necroză, poate să apară după ce apar trombozele locale, se pot necroza, adică evoluția poate fi destul de neplăcută. Gravă, neplăcută și spectaculoasă ca
manifestări, da, foarte zgomotoase. Exact. V-am întrebat, tocmai ca să tragem acest semnal de alarmă, să nu se ajungă în situația aceasta în care hemoroizii s-au complicat, să mergem exact la timp la medicul specialist. Sunt, da, mers la consult chiar terapii și în afara fenomenelor acute. Dacă am avut la un moment dat un episod inflamator pe care l-am depășit, bun, ne simțim bine, nu am mai avut probleme, ar trebui mers totuși la un consult. Din două motive. Unul, pentru că în stadii incipiente se poate interveni cu metode minim invazive, cu ligaturi, cu lasere, cu, există foarte multe proceduri. Asta vreau minime, să povestim exact, care, în detaliu. Proceduri de cabinet, sunt proceduri care nu necesită pregătiri speciale, sunt proceduri care nu necesită internare, pregătire acolo. Și cu cât mergi din timp la medic, exact, cu atât ele acestea sunt posibile în funcție de stadiu. Aplică mai ușor, exact, și și te vindeci mai repede, scapă, nu? De ei, da, din timp, cu o traumă mult mai mică. Și al doilea lucru pentru care trebuie făcut este diagnosticul diferențial, pentru că majoritatea, să știți că și majoritatea pacienților cu cancer de rect, cu cancer de canal anal, întârzie prezentarea, dând vina și acuzând hemoroizi. Exact, mai ales dacă aveau și boală hemoroidală de ani de zile pe care ei o știau, iarăși sunt hemoroizi și tot așa, temporizează până când lucrurile devin dificil de rezolvat, da, și pentru noi. Și este păcat să se întâmple așa, pentru că spuneați, există o serie de variante. Bine, o să vă întreb dacă există vreun medicament ce să-i rezolve, o, sigur o să-mi spuneți că nu prea. Din păcate, da. Întrebați un chirurg. Ideal, da. Ideal așa ar fi, există medicamente, însă ele au ca viză, v-am zis, doar cumva controlul episoadelor, da, acute și cumva menținerea într-un status constant al leziunilor. Majoritatea manevrelor sunt invazive, unele mai puțin invazive, până la operația clasică pe care o știe toată lumea. Însă au apărut foarte multe și tehnologia aici ne-a ajutat foarte mult, au apărut foarte multe procede care pot rezolva problema hemoroidală mult mai puțin traumatizant decât o operație clasică și cu eficiență de multe ori mai mare. Însă o prezentare din timp pentru niște hemoroizi în stadiu 1-2, aceștia se pot rezolva cu infrared, cu coagulare, cu infraroșu. Să începem să povestim de la exact, cel mai simplu tratament până la intervenție cele chirurgicale, mai, cele mai cel mai complicate. Simplu, da, în stadiile incipiente avem procedurile de cabinet, să le spunem așa, cabinet de proctologie. Asta înseamnă ligaturi hemoroidale, când se aplică niște inele de cauciuc, se prind acele dilatații hemoroidale interne, așa, toate procedurile au ca viză hemoroizii interni. Se aplică fiind niște inele care vin cu acele prind, inele, exact, ei exact, nu mai sunt hrăniți. Nu mai sunt hrăniți, se întrerup căile de alimentare prin aplicarea acelor inele și problema cumva este nu mai sunt hrăniți și se usucă, putem spune se usucă așa. Și adică cam așa. De căzunul, se, da, se usucă și atunci așa nu te mai jenează, nu mai sunt exact, inflamat exact, și atunci nu mai apare durerea. Nu se mai inflamează, nu mai sângerează, sângerările hemoroidale, să știți că pot evolua, dacă se desfășoară mult în timp, până la instalarea unei anemii da, severe. Exact. Și poate că de multe ori pacientul nu vede acel roșu în scaun, vede, în scaunul exact, de toaletă, dar apar la analiza asta. Dacă facem o dată pe an acele analize de sânge de rutină, ar trebui făcute, exact, care sunt exact, decontate de către casă și da, ai trimitere exact, de la medicul de familie acolo și se vede ușoară anemie. Sau scăderea exact, nivelului de fier, care iarăși poate fi importantă și ne poate face să ne gândim că undeva există o pierdere, poate să fie una din cauze. Da. Bun, continuăm imediat. Înțeleg că mai avem un telefon, doamna Veronica din București, din Dâmbovița, îmi cer scuze. Bună seara, bun venit, doamna Veronica. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm, mulțumim că ne urmăriți și că ne-ați sunat. Vreau să întreb pe domnul doctor dacă... Să vorbiți un pic mai tare, un pic mai tare, vă rog. Soțul meu are emoroizi. De mult timp pierde sânge, este la veceu că stă la țară. E veceu plin de sânge tot timpul
și nu vrea deloc să se ducă la doctor. Și i-am spus, măi omule, spune-mă că eu nu pot să mai merg acum, nu pot să merg cu tine. El are 74 de ani, eu am 70. Să fiți sănătoși, doamnă, și întrebarea care ar fi? Înțelegem că soțul are hemoroizi, dar nu vrea să meargă la medic. Nu, neapărat. Dacă vrei, ține salvarea, să vie să te ia dacă nu vrei să te... Da, este obligatoriu să meargă și, având în vedere și vârsta, trebuie obligatoriu făcută o colonoscopie. Asta este problema, că el folosește băutură mereu și cred că de la băutură nu vrea să ducă la doctor. Mulțumim, da. Mulțumim pentru telefon și pentru întrebare. Păi a spus domnul doctor că alcoolul, da, consumul de alcool este unul din factori, într-adevăr, însă este, da, la peste 70 de ani, deja obligatorie este colonoscopia, pentru că sângerarea poate avea cu totul alte cauze și aici lucrurile sunt mai complexe, că la pacienții vârstnici această pierdere de sânge duce la instalarea unei anemii care poate agrava niște afecțiuni cardiace în cazul în care pacientul este peste 70 de ani și are o cardiopatie, are da, o angină. Da, dar ce faci că pacientul nu vrea să meargă la medic? Întreba dacă se cheme salvarea, nu știu dacă te ia salvarea. Da, aici cred că ține foarte mult și de... obligat forțat la spital cumva, ca să-ți tratezi hemoroizii. Da, niște strategii de educație și de comunicare și de facilitarea accesului la servicii medicale. Da, să sperăm că veți reuși să-l convingeți. Să-l convingeți că este acum, sper că văzând și la televizor că este obligatoriu să se ducă, sper să... Să reușiți să-l convinge. Sănătate multă vă doresc, doamnă, soțului și dumneavoastră și mulțumim că ne-ați sunat. Bun, deci iată, prima variantă cu ligaturile acestea, cu inelele exact, care se adresează unor stadii de început. De început ale dacă bolii. În stadiul 1-2, cu cât stadiul este mai mare, cu atât aceste proceduri devin mai ineficiente. Dar vreau să mai discutăm un pic. Montați inelul, după care pacientul pleacă și pacientul poate pleacă acasă, desfășura activitatea, poate normal. Să conducă, se comportă firesc. Este dureros? Poate fi și dureros într-un procent, să zicem, 20-25%. Se pun din aceste pacienți. Inele? În momentul montării lor, nu necesită anestezie. Deci, manevra se face fără anestezie, aplicarea lor nu este dureroasă. De obicei, pacientul descrie o durere sau o senzație mai mult de corp străin sau o senzație falsă de scaun în primele 2-3 zile post-procedural, dar care de obicei trec la o analgezie obișnuită, pastilgen, paracetamol, ibuprofen, lucruri care se pot lua uzual și la care durerea cedează. Nu este o manevră dureroasă, nu necesită pregătire, pacientul poate veni direct la cabinet de la serviciu, pleacă se aplică, după... pleacă la fel cu mașina. Și trebuie aplicate inelele în mai multe sunt mai multe luni? Ședințe, în mai multe ședințe? Exact, în funcție și de cât de mare era hemoroidul. Cât de mare, cât de mulți, în funcție de... Și cam la ce interval de timp? De obicei se aplică undeva cam la 3 săptămâni, poate 4, se repetă o ședință. În acest timp se vindecă practic cicatricile, rănile produse de prima ședință de bandare, pentru că acolo unde se aplică inelele se desprinde acea dilatație hemoroidală, rămân niște zone cicatriciale care au nevoie și ele de vindecare. Dacă se fac prea des, atunci într-adevăr durerile pot fi supărătoare. Și de aceea se spațiază și atunci ședințele, se spațiază, 3 exact, săptămâni, se spațiază o lună, tocmai ca pacientul să treacă cât mai lin prin această... Dacă pacientul nu-și dorește să vină atât de des și spune, nu știu, un alt tratament, vin odată, l-am făcut și am scăpat. Există altă variantă? Sigur că există și alte variante. Se pot face, de exemplu, niște proceduri cu steplere. E o procedură care se face de data asta cu rahianestezie sau cu anestezie generală, deci este o intervenție chirurgicală, o intervenție care nu e la fel de dureroasă ca o operație clasică, dar nici ea nu este lipsită de durere. E o procedură care acționează undeva deasupra hemoroizilor interni, decupează un inel de vreo 2 cm de mucoasă sub mucoasă, deci întrerupe toate căile de alimentare și practic repoziționează prolapsul hemoroidal în poziție anatomică.
așa se pot rezolva, să zicem, dintr-o singură ședință, dar care și implică... dacă sunt mai mulți hemoroizi, îi rezolvă, rezolvă absolut tot, exact. Dar este o procedură chirurgicală, anestezie, internare și așa chirurgicală, mai internare. Ce înseamnă perioada de recuperare după această intervenție? Undeva în 7-10 zile, să zicem. Practic, pacientul în care momentul nu poți în care ieși, pleacă, nu poți sta, bănuiesc în fund? Ba, sau? Poți... În urma acestui procedeu, pacientul nu are de îngrijit nicio plagă. Tot ce se ceea întâmplă, ce se întâmplă bine, înăuntru, în canalul anal. Pacientul, în momentul în care se externează, este pe picioare. El poate să-și reia activitățile, doar că există o perioadă de suferință locală, variază de la pacient la pacient și atunci nu întotdeauna e și apt de muncă, să zicem, să te duci a doua zi la muncă. A, însă recuperarea ca că, activitate fizică, zile. Pacientul poate să meargă, să iasă din casă, să-și facă treburile ceea ce este bine. Uzuale. Dar vă pun o întrebare pe care cred că cei care au hemoroizi și-ar pune după astfel de intervenție, când sosește momentul să ieși primul scaun, este dureros? Nu în este primele dureros? Zile, da, există o jenă, există disconfort, dar pacienții care suferă astfel de intervenții primesc o listă, exact, care să o schemă de tratament ajute, care să amelioreze aceste probleme. Practic, cam orice am face jos în canalul anal legat de hemoroizi provoacă durere o perioadă. Chiar și bandarea, da, inelele chiar și montate, banderile la au, fel, sunt la pacienți care, simți... într-adevăr, îmi și spun, domnul doctor, chiar mi-ați făcut ceva, așa. Bine, acum cred că depinde și de gradul de suportabilitate exact, al fiecărui de, pacient, de variază de la pacient fiecare la pacient. Dar sunt și pacienți care, într-adevăr, au un nivel de suferință destul de ridicat, chiar și după bandări sau după fotocoagulări cu infraroșu, care sunt echivalentul bandărilor, dar nu se pun inele, se folosește o lumină cu infraroșu care coagulează dilatațiile hemoroidale. Ah, deci iată, a treia da. Tehnică, da? Inele, bandarea cu inele, exact, cu infraroșu da. Și steplerul de care steplerul vorbeați. De care vorbeam, acum au apărut și lasere, de asta spuneam că și evoluția tehnologică ne ajută foarte mult. Au apărut lasere care la fel distrug dilatațiile hemoroidale, dar care iarăși sunt niște proceduri care necesită un nivel de anestezie, un nivel de supraveghere, dar care sunt la fel mai puțin dureroase sau provoacă mai puțină suferință decât operația clasică. Că pe o scară de la 1 la 10, operația clasică este cea mai dureroasă, restul procedurilor, să zicem, progresiv, cu cât se adresează unui stadiu mai mare al bolii hemoroidale, cu atât produc mai durere multă mai mare. Suferință. Cu cât da. Venim mai repede la medic și putem beneficia de proceduri mai puțin invazive. Și mai pentru puțin că, dureroase, da, automat. Nu orice procedură se adresează oricărui stadiu hemoroidal. De exemplu, o mucozectomie, o operație cu steplerul, nu o faci pentru niște hemoroizi gradul 1. Niște hemoroizi gradul 1 sau 2 se pot trata cu bandări sau cu fotocoagulări. În cazul în care apare recidiva, în urma acestor proceduri poți lua în considerare o procedură cu steplerul. Întotdeauna când există mai multe proceduri în chirurgie, înseamnă că niciuna nu niciuna e perfectă. Niciuna nu este perfectă, de aceea se mai descoperă și celelalte. Exact, și trebuie aplicată în funcție de necesitățile pacientului și de particularitățile. Exact, particularitățile. Și până la urmă medicul explică pacientului și împreună exact. Cumva și cred că împreună de comun acord care este exact, varianta cea mai bună pentru pacientul cea mai respectiv. Bună, varianta cu cel mai mic risc de recidivă pentru cazul lui și asta se poate realiza în urma unui consult, evident. De asta pledez pentru consult chiar și în absența simptomatologiei. Dacă cred că este mai simplu așa, că atunci când te consultă absolut. Medicul, nefiind hemoroidul inflamat, poate că nici nu e atât poate de avea dureroasă. Poate o imagine mult da, mai bună și nici manevra nu este, nici manevra nu este dureroasă exact. Pentru pacient. Exact. Dacă te duci la consult când nu când ai, nu ai când hemoroidul în criză, inflamat, hemoroizi inflamați. Da. Da. Cel puțin, chiar dacă nu este de făcut ceva în mod special, pacientul poate beneficia de o consiliere vis-a-vis de regulile de viață pe care ar trebui să le respecte sau să știe când să se aștepte eventual la o astfel de criză când a asociat mai mulți factori de risc. Bun.
Și spuneați că mai este și varianta clasică de tratament, de operația, intervenție, da, chirurgicală. Este operația clasică. Ea constă în excizia dilatațiilor hemoroidale. De obicei, cele care ies în afară, pacienții care au prolaps hemoroidal, cam știu despre ce este vorba. Acele dilatații sunt excizate și zona rămâne cu niște porțiuni crude, să spunem așa, cu niște răni deschise care produc suferință pe o perioadă destul de lungă de timp, adică undeva până la 2, chiar 3 săptămâni există suferință, există sângerări și așa mai departe, dar este o rezolvare și asta. Da. Bun, iată, ideal ar fi să rezolvăm cu bandarea exact. Pare cum, mai simplu, cum chiar manevrele dacă minime. Te duci de mai multe ori la medic, da, sunt necesare mai multe ședințe. 2-3 vizite la un interval de 3 săptămâni. Sunt suficiente? Este, exact. Este preferabil acest drum comparativ cu suferința indusă de procedurile, să zicem, de amploare și care se mă uitam practică pe pagina de Facebook, sunt aici telespectatori care ne salută, ne urmăresc și ne salută, da, suntem live și pe pagina de Facebook aici la Medica TV și o salut pe Mihaela Voicu, la fel pe Mihaela Roibu, care ne spun bună seara. Bună seara. Și bună dacă seara. Sunt întrebări de adresat, așteptăm să le adresați, pentru că, iată, sunt metode, asta vreau să spun, că sunt metode variate de a scăpa, sigur, de hemoroizi, de a-i trata la timp, ca lucrurile să nu se complice, să nu stăm să ne chinuim prea mult, pentru că domnul doctor a amintit încă de la începutul discuției noastre, dacă tot amânăm așa, avem perioade în care ne simțim mai bine, perioade în care hemoroizii din nou se inflamează și că această inflamație o să fie din ce în ce mai mare la o creștere a stadiului și automat și la o intervenție mai de amploare. Da. Deci, iată, este important să lăsăm cumva pudoarea, jena deoparte. Da, cred că este un subiect este, da, de v-am sensibil spus, și delicat. În momentul în care pacientul intră pe ușă, clar a avut o suferință. Nu e ușor să te duci cu această problemă la medic. Ea este o problemă foarte frecventă. Deva la 50% din populație are cel puțin până în 50 de ani un episod inflamator acut. Problema probabil este mult mai frecventă procentual, doar că foarte mulți nu recunosc. Da. E tipic pentru pacienții mei care după ce și-au rezolvat problema vin și îmi spun: domnul doctor, vă spun toți prietenii mei, ziceam, au problema da. Asta. Da. Deci treaba este frecvent întâlnită, ea are rezolvare, cu cât prezentarea este mai precoce, cu atât lucrurile pot fi mai simple. Nu neapărat că trebuie să intervenim, poate sunt niște hemoroizi în stadiu 1 care au sângerat odată, care nu necesită neapărat o intervenție, dar poate beneficia de o consiliere privind afecțiunea lui. Că în momentul în care ai stabilit un diagnostic, ai avut un stadiu, îi poți spune și identifici problemele. Pentru că de multe ori hemoroizii sunt de fapt secundari unor probleme de tranzit, fie constipație, uneori pacienții cu boli inflamatorii intestinale, de exemplu, au scaune diareice. Ei de obicei în stadiile incipiente sunt secundari unor probleme care țin de alimentație, care țin de tranzit, care țin de obiceiuri, de treburi care pot fi modificate printr-o consiliere în urma unui consult. Și atunci poate nici nu mai ajung la o intervenție de amploare, învățând ce au de făcut și știind că au problema asta. Pentru că ei vin, da, domnul doctor, am hemoroizi. Nu, a avut o sângerare hemoroidală secundară unor episoade de constipație și atunci dacă rezolvăm constipația hemoroizii pot să rămână în stadiul ăla ani de zile fără să fie probleme. Femeile sau bărbații au mai des această problemă de sănătate? Mai frecvent bărbații. Bărbații? Da. Avem o explicație? Probabil că poate factorii de risc sunt consumă mai, ceva mai mult alcool, factorii de risc, mănâncă exact, mai picant. Externi sunt implicați. Femeile au și rămân de obicei după sarcină cu aceste probleme, mai ales la femeile cu sarcini multiple. Așa. Mai avem un telefon, da? Da, sigur. Doamna Maria din Timișoara, o să vă rog o întrebare scurtă ca să apucăm să vă răspundem. Bună seara, bun venit!
Ne auzim? Bună seara. Bună întrebare. Seara. Eu am hemoroiz, sângerez de o lună, am început ligamentarea, dar tot sângerez. Aș vrea să întreb, este normal, până când voi sângera? Da, este normal. Acum nu cunosc cazul în mod special. Dacă mai aveți ședințe de bandă, pot exista sângerări pe perioada acestor ligaturi, sângerări care poate să apară fie din zonele cicatriciale, fie din hemoroizii care încă nu au fost ligaturați, dat fiindcă procedura se desfășoară în mai multe etape. Deci există cauze de sângerare, de obicei sunt niște pastile care se pot recomanda și care reduc nivelul de sângerare. Însă dacă nu ați finalizat tratamentul, există această posibilitate să mai sângerați după procedură. Deci nu este un motiv să vă îngrijorați, va trebui să vorbiți și cu colegul meu care vă face procedurile. Exact, dacă aveți colonoscopie făcută și sunt excluse alte cauze, lucrurile se încadrează cumva în tipicul acestor proceduri. Mulțumim și pentru acest telefon. Sănătate multă vă doresc. Sper să se rezolve, să vă fie bine în urma tratamentului și să scăpați de aceste dureri neplăcute ce pot fi date de hemoroizi. Revenim la ce spuneați, la femeia însărcinată sau că în cazul femeilor, în timpul sarcinii... Exact, da. Există această presiune a fătului pe venele pelvine și cu cât sarcina crește în evoluție, cu atât presiunea este mai mare și atunci apar probleme hemoroidale. De regulă e bine... Dar pot apărea doar atunci în sarcină și după ce femeia naște, lucrurile se reintre normal? Exact, sau poate să reintre normal. De asta nici nu trebuie intervenit chirurgical decât în condiții de complicații, de tromboze, de sângerări importante. Altfel, nu trebuie intervenit chirurgical pe parcursul sarcinii, pentru că după sarcină lucrurile se pot rezolva de la sine, nu? Exact. Poate să existe și situații în care să persiste problema, nu la același nivel ca în timpul sarcinii, dar poate să rămână probleme hemoroidale care trebuie evident evaluate și se pot rezolva. Și așa cum spuneam ceva mai devreme, spuneați, dacă femeia știe că are hemoroizi înainte de a rămâne însărcinată, ar fi bine să consulte un medic și să rezolve dacă este recomandată o intervenție sau măcar să beneficieze de o consiliere pentru ceea ce va urma în funcție de factorii de risc pe care are, dacă are o constipație, dacă are tulburări de tranzit, pot fi luate în discuție și să fie cumva pregătită pentru ce va urma, să știe și ce pastile, poate să ia ce unguente, poate să aplice și cum să prevină episoadele acute. Da. Și mai am aici un mesaj sosit din partea Irinei care ne întreabă dacă utilizarea plantelor medicinale, a ceaiurilor, ajută în cazul constipației și a hemoroizilor. Sigur. Orice previne constipația ajută și hemoroizii și rărește episoadele acute. Și există ceaiuri laxative, există la plafar o grămadă de... Dar atenție acum să nu fie din acela care creează cumva dependență. Celebra bază de crușin și sena, exact, cred că ar trebui evitată. Crușinul evitate, este într-adevăr un laxativ destul de agresiv pe mucoasa intestinală. Dar se crește cantitatea de fibre din dietă, apă. Există exact de lichide. Fibrele în general necesită apă. Ele ca să genereze un scaun mai de calitate, să combată constipația, au nevoie de lichide. Și atunci, dacă creștem cantitatea de fibre fără să creștem și cantitatea de lichide, s-ar putea nimic să nu obținem un beneficiu. Dar orice produs care favorizează rezolvarea constipației, exact, și aduce un aport de fibre, este binevenit. Suntem pe final de emisiune, domnule doctor. Am reținut, iată, că nu trebuie să amânăm vizita la medic. Lăsăm rușina, pudoarea deoparte. Mai devreme sau mai târziu tot trebuie rezolvată această problemă a hemoroizilor. Bine este să o faci când hemoroizii sunt în stadiu de început, exact, astfel încât să beneficiezi de tratamentele acestea, exact, moderne, mai puțin invazive. Dacă nu, lucrurile se pot complica și este păcat să se întâmple așa. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru sfaturi și vă aștept să reveniți și altă dată. Cu mare drag. Mulțumim din suflet.
Cam asta a fost pentru astăzi. Le mulțumesc invitațiilor. Vă mulțumesc vouă că ne-ați fost alături, ne-ați sunat, ne-ați urmărit și ne-ați sunat în număr atât de mare. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc echipei mele. Sunt Simona Bălănescu, vă aștept și luni de la ora 18 aici la Doctor Medica. Acum rămâneți cu Eugenia Foarfe, că începe Sistemul Medical. Seară bună tuturor, petrecere frumoasă alături de sărbătoriți, acolo unde sunt firește, să vă fie bine. Profitați de mini-vacanța ce urmează și noi ne revedem sănătoși, voioși luni când vă aștept aici la Doctor Medica. Pe curând!